Bine ați venit la modulul 6, Materiale educaționale. A lungul acestui modul, vom aprofunda rolul critic al materialelor educaționale în satisfacerea nevoilor unice de învățare ale adulților în vârstă. Vom explora caracteristicile esențiale care ar trebui integrate în aceste materiale, asigurându-ne că acestea sunt accesibile, atractive și eficiente înțelegerea modului în care designul influențează obiectivele educaționale va fi un punct central în timp ce vom discuta despre ceea ce contează cu adevărat în selectarea materialelor adaptate în mod special pentru cursanții adulți în vârstă. De-a lungul discuțiilor noastre, vom deuși considerații critice în alegerea materialelor, punând accentul pe bunăstarea fizică și psihologică. Mai mult decât atât, acest modul servește ca o punte, oferind cunoștințe de bază care se conectează cu alte subiecte abordate în acest material de formare, creând o înțelegere cuprinzătoare a rolului crucial pe care materialele educaționale îl joacă în experiențele de învățare ale adulților în vârstă. Obiectivul nostru este de a vă oferi informații și de a vă împuternici cu instrumentele necesare pentru a alege materiale care să favorizeze un mediu propice învățării și bunăstării generale a adulților în vârstă. Asigurarea unor materiale educaționale inclusive și eficiente pentru adulți în vârstă implică respectarea a șapte principii esențiale de proiectare. Primul, utilizarea echitabilă înseamnă crearea de materiale care să răspundă diverselor abilități, cum ar fi utilizarea unor fonturi mai mari și a unui text cu contrast ridicat pentru o mai bună lizibilitate de către persoanele cu deficiențe de vedere. În al doilea rând, flexibilitatea în utilizare o presupune oferirea de formate variate, cum ar fi versiuni online și offline, sau diferite niveluri de dificultate pentru a se adapta la diverse preferințe și abilități. În al treilea rând, utilizarea simplă și intuitivă îi pune accentul pe o navigare clară și un limbaj accesibil pentru a face informațiile ușor de înțeles, răspunzând la diferite niveluri de alfabetizare. În cele din urmă, informații perceptibile upune accentul pe utilizarea unor elemente vizuale clare și a unor instrucțiuni concise pentru a facilita înțelegerea și reținerea informațiilor, deosebit de benefice pentru adulți în vârstă care procesează informații complexe. Prin incorporarea acestor principii, materialele educaționale devin mai inclusive, mai accesibile și mai eficiente pentru diversele nevoi ale elevilor mai în vârstă. Toleranța la erori îi acordă prioritate funcțiilor de siguranță și orientării clare, permițând cursanților să-și revadă și să-și revizuiască munca, promovând un mediu în care erorile pot fi corectate înainte de prezentarea finală. Furnizarea de resurse de sprijin, cum ar fi tutorii, ajută și mai mult cursanții care caută clarificări suplimentare. Efort fizic redus pune accentul pe ușurința de utilizare, incorporând în materialele digitale acțiuni mai simple cum ar fi întoarcerea paginii, mai degrabă decât derularea continuă. Materialele ușoare și ușor de gestionat reduc, de asemenea, efortul fizic, îmbunătățind experiența de învățare. Final, dimensiuni și spațiu pentru accesibilitate îi se concentrează pe acomodarea diferitelor dimensiuni corporale și nevoi de mobilitate, oferind spații și materiale de învățare versatile. De exemplu, proiectarea materialelor în formate ușor de manevrat, cum ar fi paginile cu foi volante, se adresează adulților în vârstă cu mobilitate sau dexteritate limitată. De singul universal pentru învățare, UDL, încurajează flexibilitatea materialelor și activităților de învățare, oferind căi multiple pentru ca elevii să își atingă obiectivele, indiferent de diferențele de abilități sau preferințe. Introduce trei principii adaptate în mod specific la predare și învățare, asigurând că obiectivele de învățare sunt realizabile pentru toate persoanele, indiferent de diferențele dintre ele. Aceste principii, așa cum au fost prezentate de Burgstahler în 2021, servesc drept piloni pentru educația inclusivă. În primul rând, Mișloacele multiple de implicare îi stârnesc interesul și motivația prin oferirea de opțiuni variate de atribuire, elemente de gamificare și diverse moduri de comunicare, adaptându-se la diferite preferințe. În al doilea rând, mijloace multiple de reprezentare o asigură că informațiile sunt accesibile prin diverse formate, cum ar fi audio, video sau învățarea practică, favorizând diverse moduri de înțelegere. În sfârșit, Mijloace multiple de acțiune și de exprimare le permite cursanților să interacționeze cu materialele folosind metodele lor preferate, fie că este vorba de scris, prezentări orale sau formate video. Esența constă în prezentarea informațiilor în mod simplu, intuitiv și într-un ritm adaptabil, minimizând conținutul irelevant. Adaptarea materialelor educaționale pentru adulți în vârstă necesită luarea în considerare în mod meticulos a diferitelor deficiențe cu care aceștia s-ar putea confrunta, asigurând incluziunea și accesibilitatea. Customizarea elementelor vizuale implică atenuarea vederii reduse prin controlul iluminării pentru a minimiza strălucirea și prin elaborarea de materiale cu contrast ridicat, fonturi mai mari și machete simple, lipsite de modele copăleșitoare. Claritatea limbajului. Grafica ajustabilă și utilizarea unor elemente vizuale simple ajută la înțelegere. Simultan, acomodarea provocărilor auditive implică o vorbire clară, reglarea volumului și evitarea tonurilor de înaltă frecvență, sprijinind persoanele cu deficiențe de auz. Reformularea informațiilor pentru claritate și utilizarea indiciilor favorizează o mai bună înțelegere, asigurând implicarea tuturor cursanților. Dincolo de aceasta, Abordarea declinului olfactiv și gustativ presupune satisfacerea gusturilor preferate, cum ar fi dulce sau acru, prin arome intensificate și texturi alimentare diverse, îmbunătățind experiențele culinare. Ambinarea schimbărilor în percepția tactilă și mobilitate necesită modele cu suprafețe mai mari, texturate și indicii auditive pentru a ajuta la prindere și echilibru. Implementarea de balustrade și diferențieri distincte de culoare în împrejurimi asigură siguranța și ușurința de navigare. Selecția resurselor Selectarea adecvată a resurselor este esențială pentru a garanta că persoanele în vârstă au parte de experiențe de învățare reușite. Utilizarea unor resurse de instruire adecvate crește implicarea elevilor, înțelegerea și eficiența generală în procesul de învățare. Aceștia oferă servicii adaptate la cerințele și caracteristicile specifice acestui grup. Variante materiale educaționale pentru persoanele în vârstă, o gamă variată de resurse educaționale poate facilita procesul de învățare în rândul persoanelor în vârstă. Aceste resurse cuprind diverse suporturi, cum ar fi cărți, ziare, filme, platforme de socializare, instrumente interactive, prezentări și alte materiale similare. Resursele utilizate ar trebui să fie directe, să se alinieze la obiectivele de învățare desemnate, să utilizeze un limbaj adecvat, să ofere cunoștințe și abilități noi, să includă experiențele de viață ale persoanelor în vârstă și să promoveze înțelegerea. Concretizarea subiectelor: informațiile sunt prezentate concret și organizate prin intermediul resurselor educaționale. Autorii acestui studiu utilizează o strategie de elucidare a conceptelor abstracte prin furnizarea de ilustrații tangibile, facilitând astfel înțelegerea și promovând un sentiment de legătură în rândul persoanelor în vârstă cu subiectul în cauză. Procesul de concretizare le permite cursanților să perceapă implicațiile tangibile și din lumea reală ale materiei pe care o studiază. Atragerea atenției Articolele atent elaborate pot atrage atenția cursanților. Persoanele în vârstă se pot implica în procesul de învățare prin incorporarea unor componente vizuale, a unor povești captivante și a unor caracteristici interactive. Capacitatea de a capta atenția este crucială pentru a stimula curiozitatea și a încuraja motivația. Promovarea implicării active: resursele educaționale pot incorpora diverse activități, exerciții și sarcini pentru a promova participarea activă. În acest fel, Populația vârstnică nu își asumă un rol pasiv, ci participă activ la consumul și interacțiunea cu materialul dat. Implicarea activă în procesul de învățare facilitează o înțelegere mai profundă și o retenție a cunoștințelor pe termen lung. Ambunătățirea plăcerii de a învăța, integrarea unor componente captivante, cum ar fi gamificarea, testele interactive și multimedia, poate transforma călătoria educațională într-un efort plăcut. Folosirea unor materiale plăcute favorizează o atmosferă propice învățării, catalizând adulții în vârstă să-și susțină demersul educațional. Proiectarea mediilor de învățare, fie că este vorba de săl de clasă sau de spații de întâlnire, are o importanță semnificativă în ceea ce privește materialele educaționale. Crearea unor medii adaptate la nevoile adulților în vârstă este un element crucial care favorizează învățarea continuă. Componentele cheie vitale pentru adulții în vârstă în aceste medii includ iluminatul, ventilația, temperatura și amenajarea camerei și tipul de mobilier. Materialele educaționale ar trebui să fie concepute pentru a fi utilizate în mod repetat în diferite momente, promovând un parcurs continuu de învățare. Mai mult, acestea ar trebui să joace un rol esențial în sporirea bunăstării fizice și psihologice. Creând un mediu care să promoveze socializarea și interacțiunea între cursanți. Aceste resurse ar trebui, de asemenea, să se extindă dincolo de subiectul imediat, sprijinind digitalizarea laterală și dezvoltarea abilităților fizice. Conținutul care stârnește curiozitatea și încurajează gândirea creativă este vital, ajutând la reținerea informațiilor prin intermediul memoriei vizuale. Ultimul lucru. Încorporarea elementelor care permit experiențe de învățare practică este esențială, permițând participare activă și o înțelegere mai profundă a conceptelor prin aplicarea practică. Pentru elevii adulți mai în vârstă, resursele digitale au multe beneficii. În primul rând, acestea oferă interactivitate, ceea ce face ca învățarea să fie interesantă și plină de viață. Materialele multimedia care îmbunătățesc înțelegerea. Simulările și testele interactive pot intra în această categorie. În al doilea rând, materialele digitale fac ca informațiile și resursele să fie ușor accesibile online. Datorită accesibilității lor, persoanele în vârstă pot dobândi cu ușurință informații actuale și pot explora diverse subiecte. Mai mult, cursanții pot personaliza informațiile pentru a răspunde cerințelor și preferințelor lor cu ajutorul materialelor digitale. Atât relevanța materialului de învățare, cât și nivelul de implicare pot fi îmbunătățite prin această personalizare. În cele din urmă, ele facilitează învățarea multimodală, deoarece materialele digitale includ frecvent mai multe medii, cum ar fi textul, audio și video. Datorită adaptabilității lor, persoanele în vârstă pot interacționa cu conținutul în moduri care se potrivesc cu metodele lor unice de învățare. Locuitorii adulți mai în vârstă pot beneficia de materiale nedigitale, inclusiv cărți tipărite și resurse tradiționale. Aceste materiale posedă o formă fizică, sunt cunoscute în mod obișnuit și ușor de obținut. Persoanele mai în vârstă care nu dispun de competențe tehnologice pot găsi aceste opțiuni atractive, deoarece nu necesită competențe tehnice semnificative. Resursele nedigitale: din cauza limitărilor lor inerente, au adesea un domeniu de aplicare mai restrâns, ceea ce le oferă cursanților o experiență mai puțin copăleșitoare și mai concentrată, permițându-le să-și îndrepte atenția către subiectul specific. În plus, aceste materiale nu depind de infrastructura tehnologică, atenuând astfel orice probleme legate de gadgeturile electronice și de accesul la internet. Felicitări! Ați finalizat modulul 6. Verificați evaluarea și materialele suplimentare.